Echipa de fotbal, AGS media și are un test dificil la sfârșitul acestei săptămâni. Partida din etapa cu numărul 8 a campionatului de Liga 3-a va aduce o confruntare cu ACS Industria Galda. Medieșenii vin după o serie foarte bună, cu 5 rezultate consecutive, în timp ce oaspeții sunt campionii egalurilor, având 5 remize în primele 7 etape de campionat. Va fi un uh, joc uh, foarte important, un joc uh, cu un adversar din punctul meu de vedere foarte dificil. În primele șapte etape au reușit cinci rezultate de egalitate și doar două înfrângeri în compania echipelor din Bistrița și Ungheni. Consider că formează un grup unit care joacă în aceeași formulă de câțiva ani buni, Chiar dacă sunt o echipă nou promovată, iată că au pus multe probleme și echipelor cu state vechi în, în, Liga 3 -a. Sper ca și jucătorii noștri să trateze acest joc cu maximă seriozitate. De asemenea, sper ca în tribune să avem mulți spectatori, chiar dacă jocul se desfășoară vineri de la ora 3. Sper ca toți oamenii în ora să fie alături de fenomenul numit fotbal, de această echipă care reprezintă fotbalul medeșan. În opinia lui Ionuț Buzian, clubul are nevoie de stabilitate financiară pentru a continua să performeze. În perioada de început de sezon am avut parte de o finanțare, să zic așa, care ne-a permis mai multe lucruri. Consider că dacă vom continua pe aceeași linie și aici mă refer la finanțările pe care le-am primit până acum. Consider că și echipa va continua cu aceleași evoluții. Partida dintre aceste Mediaș și ACS Industria Galda este programată vineri de la ora 15.